Am ultimul meci al anului, cum vezi partida? Un meci destul de greu, zic eu, pentru că Dinamo e o echipă cu o tradiție foarte mare în fotbal românesc și mergem acolo cum mergem toate deplasările, la Victorie. Sperăm să facem un joc bun și să obținem cele 3 puncte. Cum a Ultim. fost anul 2021 pentru tine? Un an foarte bun, eu zic că cel mai bun al meu pe plan personal, pentru că am făcut și debut la echipa mare și am avut destul de evoluții, spun eu că destul de bune și sper că în anul 2022 să am din ce în ce mai multe și din ce în ce mai bune. Ce simte un tânăr așa ca tine care debutează la echipa mare sub comanda lui Gică Hagi alături de jucători importanți? E o onoare, vă dați seama, având un nume atât de mare care ne antrenează și vedem zi de zi și ne dă sfaturi, e o onoare care ne motivează foarte mult și care ne face să muncim din ce în ce mai mult. Tu provii de la Academia Hagi, ai câștigat și titluri cu juniorii, te-am și văzut. E practic ceea ce-ți dorești, nu ce-și poate dori practic un fotbalist care urmează de la cele mai mici grupe sub conducerea lui Gică Hagi să ajungă la echipa NAP. Da, prima dată am început la Farul Constanța, când eram foarte mic, înainte să-mi de Academia și vă dați seama că e o onoare să câștigi atâtea trofee la viitorul și ulterior să facă și această unire și să evoluezi tot la Farul. Este un lucru minunat și acest lucru mă motivează să câștigăm un trofeu cât mai curând. Ce îți dorești de la anul 2022? Ce ai dori să realizezi? Prima dată accederea în play-off pe plan colectiv, vedem după ce se întâmplă în play-off și pe plan personal să strâncă mai multe apariții și evoluții cât mai bune. Și la final de an, câteva urări pentru suporterii Farului? Multă sănătate în primul rând. Le mulțumim că sunt alături de noi la fiecare meci, chiar dacă jucăm în deplasare, chiar dacă jucăm acasă și sărbători fericite. Asta.